Pavel, apostolul neamurilor, a fost un evreu din seminția lui Beniamin, născut în Tarsul Ciliciei. Ierome spune că strămoșii lui au fost galileeni. Nu se știe dacă au emigrat la Tars pentru scopuri comerciale sau au fost colonizați acolo de vreun conducător sirian. Faptul că Pavel avea cetățenia romană pare a sugera că erau de mult timp acolo. El a dobândit o bună pregătire în Ierusalim la școala lui Gamaliel. Curând și-a depășit toți colegii săi. Încă de tânăr ajunge în Sanhedrinul lui Israel, cu drept de vot, iar datorită râvnei sale pentru religia strămoșească, îi se încredințează sarcina de a conduce prigoana împotriva creștinilor. Această slujbă și-o îndeplinește cu multă ardoare. Deși avea mai multe ajutoare, ca șef își rezervase lui funcția de bătăuș al creștinilor. El însuși mărturisește, îi băteam prin sinagogi, îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. După ce a făcut prăpăd între creștinii din Iudeia, a plecat la Damasc, în Siria, căci auzise că și acolo se răspândise noua învățătură. Pe drum are o vedenie cerească și se pocăiește. De acum înainte, prigonitorul devine prigonit și Pavel simte pe propria sa piele împlinirea cuvintelor Domnului Iisus primește înapoi o măsură îndesată și bine clătinată. Imediat după ce a fost botezat în Damasc, Saul, căci așa se numea pe atunci, a început să-l predice pe Hristos. Aceasta a stârnit furia evreilor, iar împăratul Areta însărcinează pe un dregător să-l aresteze. Pavel se ghemuiește într-o coșniță și este lăsat printr-o fereastră în afara zidului cetății. Pe cât a fost de înflăcărat în lupta contra lui Iisus Hristos, pe atât de zelos a devenit acum în a lucra pentru el. Aceasta a atras asupra lui un șir întreg de persecuții și suferințe. În a doua epistolă către Corinteni, care este datată de cei mai mulți cercetători ai Bibliei în anul 54, deci cu 10 ani înainte de martiraj, apostolul face un scurt bilanț al suferințelor sale, spunând De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Capitolul 11, versetul 24 și 25. În 1 Corinteni 15, cu 32, el spune că s-a luptat cu fiarele în Efes. Se știe că, pe acea vreme, unii condamnați erau duși în anfiteatru cu ocazia anumitor spectacole și puși să se lupte cu fiarele. Pavel spune că și de aceasta a avut parte. El a făcut trei călătorii misionare. Pe la finele lunii mai a anului 57 după Hristos, Pavel se reîntoarce la Ierusalim. Aici este arestat, dus la Cezarea, apoi la Roma, să fie judecat de Cezarul. Această primă întemnițare a durat până în anul 62, când se pare că a fost pus în libertate. Din scrierile sale constatăm că în această perioadă a făcut călătoria de care pomenește încă din închisoare în Filipeni 2, versetul 24 și Filimon, versetul 22, că s-a dus prin Asia Mică, la Efes l-a lăsat acolo pe Timotei, 1 Timotei 1 cu 3, a trecut în Creta, unde l-a lăsat pe Tit, Tit 1 cu 5, trece apoi în Macedonia, Corint și iernează la Nicopoli, Tit 3, versetul 12. Unii presupun că a vizitat și Spania. Apoi s-a întors la Efes, unde a fost arestat din nou. Trimis la Roma, îndură a doua întemnițare, mult mai aspră ca prima. După prima înfățișare înaintea lui Nero, el scrie ultima sa epistolă, și anume a doua către Timotei. La a doua înfățișare a fost condamnat la moarte prin decapitare. Era pregătit pentru aceasta, căci scrie, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit venirea lui. 2 Timotei 4, versetele 6 la 8 Clement spune că a fost plâns de prieteni care i-au luat corpul pentru mormântare în catacombele subterane. Aici, de-a lungul multor ani de opresiune, biserica persecutată și-a găsit refugiu pentru cei vii și morminte pentru cei morți. Timotei a fost fiul unei evreice pioase și al unui tată grec. Convertirea lui se crede că s-a produs cu ocazia primei vizite misionare a lui Pavel la Listra dar numele lui nu este menționat până când apostolul nu ajunge a doua oară la listra, Fapte 16, versetul 1. Ocazie cu care aflăm că Timotei cunoștea scripturile și era vorbit de bine, de frați. Din acest moment se dedică lucrării sfinte de predicare a Evangheliei și îl însoțește pe apostolul Pavel și tovarășii săi în misiune. Deși tânăr, el devine unul din cele mai folositoare ajutoare ale apostolului în lucrarea misionară. Timotei este lăsat la Filipi, apoi la Berea, unde rămâne cu Sila, fapte 17 cu 14. Se întâlnește cu Pavel în Atena, de unde este trimis înapoi la Tesalonic, 1 Tesaloniceni 3, versetul 2. Din Tesalonic se întoarce nu la Atena, ci la Corint și numele lui apare în ambele epistole trimise de aici către frații din Tesalonic. Pentru o perioadă de vreo 5 ani, nu mai avem nicio informație despre el. Apoi îl găsim din nou alături de Pavel, pe care îl însoțește până la Roma. Când bătrânul apostol scria epistolele către Filipeni, Coloseni și Filimon, Timotei era cu el în închisoare. Când apostolul Pavel scapă din prima întemnițare, Timotei îl însoțește prin Asia preconsulară și, cu lacrimi în ochi, rămâne la Efes. 2 Timotei 1, versetul 4. În a doua epistolă, Pavel îl roagă să vină curând la el. Nu se știe dacă acesta a putut ajunge la Roma înainte de execuția acestui luptător al lui Hristos. După unele scrieri, Timotei a lucrat mai departe la Efes și a suferit martirajul sub Nerva sau Domitian. Aristarh, macedonianul, a fost unul dintre tovarășii de lucru și de temniță ai apostolului Pavel. El era din Tesalonic intră în lucrare cu ocazia celei de-a treia călătorii misionare și îl însoțește la Efes. Aici, învăltoarea evenimentelor stârnite de Dimitrie, argintarul, Aristarh a fost prins și tărât în anfiteatru. Era cât pe ce să fie omorât de mulțimea înfuriată, dar a intervenit logofătul și a liniștit. L-a însoțit pe Pavel în Grecia, prin Asia Mică și chiar la Roma, unde i-a devenit tovarăș de temniță. Coloseni 4, versetul 10. Scrierile vechi spun că și el a fost martirizat sub Nero.